Romgaz a anunțat că va ajuta sinistrații din Moldova să-și reconstruiască locuințele distruse de furia naturii. Directorul instituției, Marcel Piteiu, este primul care a donat salariul său pe o lună și spune că și alți colegi îi vor urma exemplul. Trebuie să ne implicăm și noi ca și societăți în ajutorarea sinistraților. Romgazul, la această rectificare de buget, și-a bugetat o sumă de 1,5 milioane de euro, care să fie transferat în acel cont al solidarității pentru a ne a fi și noi cu gândul, în primul rând, am dovedit-o asta, și în al doilea rând, faptic, alături de cei care suferă din cauza calamităților naturale. În același timp, salariații Romgazului, împreună cu sindicatul, s-au gândit că ar fi bine și separat față de acest fond să adunăm și noi bani. Ce vrem să facem? Fiecare donează cât poate. De exemplu, eu mi-am donat salariul pe luna iulie. Donează banii în acest cont, care va fi un cont separat. Noi estimăm că se vor strânge aproximativ 500.000 de euro. Cu acești bani vom merge la o primărie care ne va îndruma, nu știu, Consiliul Județean din zona calamitată, și în contul a 500.000 de euro dorim să construim casă.